În ședința ordinară din 31 martie, consilierii locali au aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Municipale. Pregătirea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Municipale Petru Maior. Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Urbanism? Aviz favorabil. Cultură? Aviz favorabil. Supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Unanimitate. Concursul se organizează de către Primăria Municipiului Reghin, iar dosarul de înscriere împreună cu proiectul de management se va depune la compartimentul de resurse umane în perioada 12 aprilie-4 mai. Mapa de înscriere l-a conclus, inclusiv proiectul de management, atât în format electronic cât și înscris, dar fără a fi personalizate sau fără a avea vreo semnătură, privind indicii sau identitatea autorului, va respecta cerințele din caietul de obiective aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Reghin. Aceste dosare se pot depune începând cu data de astăzi, 12 aprilie, până în data de 4 mai, la secretariatul comisiei acestui concurs în cadrul compartimentului de resurse umane, camera 47 din cadrul primăriei municipiului Reghin. Biblioteca municipală va avea astfel un director nou, însă nu va fi uitat cu siguranță cel care a contribuit practic la dezvoltarea culturii în orașul nostru, profesorul Marin Șara. Activitatea mea se rezumă în practic cam la 50 de ani. Dintre care activitatea în bibliotecă e din anul 1963, iar din 1980 conduc această instituție. Și iată că noi suntem printre primii care au pus la dispoziția cititorilor, publicului larg, lucrări legate de istoria Reghinului, lucrări legate de alte aspecte privind personalitățile Reghinului. Analizarea proiectului de management pentru postul de director va avea loc în perioada 5-12 mai 2011, iar susținerea lui se va desfășura în data de 16 mai în cadrul unui interviu.